Bun găsit, vă spun la Observatorul Prahovean, live alături de mine, domnul Cristian Apostol, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova. Bun găsit, vă spun, domnule Apostol. Bine v-am găsit și mulțumesc și eu pentru invitație. Discutăm despre ceea ce se întâmplă în județ și ceea ce ține de administrația județului. Mă refer aici strict la Consiliul Județean Prahova. Am văzut câteva întrebări pe care dumneavoastră le-ați adresat deja, dar este treaba primarului Ploieștiului de curățenia din oraș sau de parcări și așa mai departe. Invitatul meu, ca să zic așa, gestionează treburile județului. Chiar dacă, și vom discuta în această emisiune, în zona sa de responsabilitate intră și gestionarea crizei deșeurilor din Prahova, cu care vă confruntați mulți dintre dumneavoastră. Așadar, vă stăm la dispoziție pentru eventuale întrebări. Apelați cu încredere la rubrica de comentarii a acestui live. Începem cu ceea ce îi doare pe șoferi, infrastructura rutieră, domnule Apostol, și știu că ați avut recent la solicitarea ziarului nostru o intervenție la una dintre cele mai periculoase intersecții din Prahova. Mă refer aici la drumul județean care taie DN1D în zona Fulga Bărăitaru. Vreau să vă întreb ce anume s-a întâmplat după ce, am solicitat intervenția Consiliului Județean Prahova pentru punerea în siguranță a traficului rutier din zona respectivă. Bun, în primul rând aș vrea să spun că indiferent de zonă vom face același lucru peste tot. În orice intersecție, așa zis, punct negru, să zicem, din județul Prahova, vom lua măsuri pentru acest lucru, pentru a nu mai avea probleme. Dacă vorbim strict punctual de acest punct negru, împreună cu direcția de drumuri a Consiliului Județean, am făcut câteva lucrări în zonă. Am crescut vizibilitatea rutieră din orice direcție, prin tăierea arborilor, arbuștilor. Am pus niște relantisoare astfel încât în acea intersecție de pe drumul județean să nu mai se intre cu viteză. La fel vor fi mărite semnele de circulație, cele mai apropiate vor fi făcute la un, să zicem, diametru mult mai mare. La fel și marcajele rutiere au fost îmbunătățite în zonă. Plus am mai discutat și la Direcția Națională de Drumuri. Ei au un plan, acel punct, intersecția de la Fulga, ca și punct negru și l-au prins și ei pe investiții pentru anul viitor, astfel încât acolo să fie făcut un semn giratoriu pe drumul național. Fiind pe drumul național, este responsabilitatea lor pentru sensul giratoriu. Acum, eu spun că la acest moment am redus semnificativ șansele de a avea accident în zonă. Asta se vede, să știți, inclusiv în informațiile furnizate de poliția rutieră cu privire la producerea de accidente. Dacă până să luați acele măsuri, cred că nu trecea o săptămână fără să primim informații privind producerea unui accident în zonă, acum lucrurile sunt, Doamne ajută, mult mai bune. Apropo de sensuri giratorii, Consiliul Județean a prezentat câteva proiecte. Așa cum spuneați și dumneavoastră, este responsabilitatea CNIR, administratorul drumului național, însă sunt proiecte privind amenajarea unor sensuri giratorii pe DN1 într-o zonă unde traficul este foarte intens. Mă refer aici la ieșirea din pădurea de la Păulești, urmează, înțeleg, și accesul din zona Florești. În ceea ce privește astfel de investiții, știu că v-am întrebat și personal de ce se preferă aceste soluții de trafic în detrimentul altora care, să spunem, nu încurcă foarte mult traficul rutier pe DN1. Vorbim aici de pasajele rutiere. De ce giratorii și nu pasaj? E clar, vorbim aici de rapiditate, poate chiar și de diferențe de costuri, însă, din punct de vedere al șoferilor, nici nu vreau să-mi imaginez, domnule Apostol, ce se va întâmpla după ce vor apărea noi sensuri giratorii până în Ploiești. Pentru că știm deja ce se întâmplă acum pe centura de nord a orașului. Da. O să vă răspund un pic mai lung și mă scuzați pentru asta.
Într-adevăr, după ce a apărut știrea cu sensul giratoriu pe care vrem să-l punem în execuție, primul dintre cele trei avute ca și proiect în Consiliul Județean, am avut mai multe întrebări, inclusiv de la cunoscuți, inclusiv dumneavoastră m-ați întrebat, și răspunsul este un pic mai pe mai multe puncte. Primul punct este acela al costului. Un sens giratoriu la acest nivel, să spunem, este în jur de 2-3 milioane de lei, fără partea de, să spunem, relocări de utilități, care, inclusiv la acest sens giratoriu, costă de aproape 3 ori mai mult. Deci, în total, un giratoriu la ieșirea din Păulești, din pădurea Păulești pe DN1, se duce undeva la 10 milioane de lei. Un pic mai mult de 10 milioane. Foarte mult. Știu. Pentru un giratoriu. Știți că dacă exact. Te uiți la el, niciun caz nu poți să-ți imaginezi că poate ajunge acolo ca și investiții. Da. Din păcate, v-am spus, relocarea de utilități este o problemă la nivel național și costă destul de mult. Acum, bineînțeles, discuția despre acele pasaje, pasajele respective trebuie să fie, din punct de vedere economic și din punct de vedere al traficului, să justifice o investiție astfel creată. La momentul la care s-a decis sensul giratoriu, într-adevăr, s-a pus și problema pasajului. Chiar eu am fost unul dintre cei care am vrut pasajul. Numai că costul e undeva de 3 ori mai mare decât un sens giratoriu. Ar însemna vreo 30 de milioane. Pe acolo. Depinde și de cât de mare, cu câte ieșiri, în sfârșit. Deci, din acest punct de vedere, trebuie și traficul să justifice o astfel de investiție. Ori, la acest moment, pe axa DJ-155, ieșirea din pădurea Păulești către Aricești, să spunem, undeva acolo, nu există suficient trafic cât să justifice costul acesta. Bun. Partea cealaltă este exact cum am spus și în partea de Fulga. CNAIR are, la nivel național, într-adevăr, are un program de finanțare prin BERD, care ar veni în sprijinul acestor puncte negre, fiindcă și acela este un punct negru al Prahovei, și să construiască cu bani europeni un astfel de pasaj. Dar la momentul în care am luat decizia de a face acest sens giratoriu, ei încă nu au dat drumul la finanțare. Deci o să mai dureze. Da. Bun. În afară de acel giratoriu de la ieșire din Păulești, mai este cel de la Florești, care este tot în, să spunem, într-un stadiu destul de avansat, nu? Deci mai sunt încă două. Unul este cel de la Florești și unul de la Bănești. Deci aceste trei le avem, de fapt ele au fost primite, să zicem, au rămas în lista de investiții și noi încercăm să le ducem. Din păcate, partea de avizare la acest lucru durează și durează. Deci sunt foarte multe utilități în zonă și fiecare are partea de avizare. Ne puteți da un termen, să spunem așa, optimist privind termenul de execuție al lucrării, adică când o să avem acele giratorii? Pentru Păulești suntem pe ultima sută, deci, cu avizarea? Nu, am luat și avizarea, avem și autorizația de construire. Deci mai urmează partea de procedură de licitație, undeva probabil în 2-3 luni ar trebui. Eu am vrut până la sfârșitul anului să avem acel sens. Nu știu dacă este posibil, dar oricum în prima parte a anului, în primele luni, o să fie executat. Apoi urmează partea de Florești și partea de Bănești. 2 ani? E un termen rezonabil? Pentru toate? Da. Eu vreau. Nu. Eu aș vrea să terminăm cu toate trei până la. Ele au mers oarecum în paralel.
să terminăm cu toate trei până la jumătatea anului viitor. Da, un cititor ne întreabă apropo de Păulești, chiar era necesar o șosea de centură sau pentru că acolo locuiesc foarte mulți șmecheri se impune o astfel de investiție? Sunt câteva semne de întrebare pentru că, mă rog, chiar și dumneavoastră, din câte știu eu, locuiți în Păulești. Este o comună unde s-au adunat mai multe VIP-uri, mult spus, locale. Vorbim nu doar politicieni sau zona de șef de administrație, ci în general oameni cu bani. Și există acest folclor, să spunem, că, mă rog, comuna beneficiază de astfel de investiții pentru liniștea locuitorilor comunei, deranjată de traficul greu, de exemplu, și pentru asta s-a făcut... se va face acea șoseaua de centură, respectiv siguranța, în special celor care locuiesc în zona de pădure, să aibă un acces cât mai sigur în DN1. Bun. O să răspund, am mai auzit această versiune. Cu siguranță. Da, nu are legătură cu faptul că eu locuiesc acolo sau oricine altcineva. În primul și în primul rând este vorba de a duce traficul greu în zona de extravilan, să zicem, deci nu în intravilanul comunei. De ce acest lucru? Pentru că nu știu dacă ați trecut, inclusiv dimineața la primele ore, inclusiv la prânz, inclusiv seara, sunt coloane de mașini și traficul este din ce în ce mai greu. Păulești a avut o dezvoltare în ultimii ani, probabil este ca și dezvoltare, este prima comună în județ și oarecum infrastructura rutieră nu mai face față. Sunt foarte mulți, se stă foarte mult, dacă veniți, să zicem, și de pe DN1 la ore de vârf, o să vedeți că stați câte 30 de minute. Acum, cred că vinerea trecută, am observat, să zicem, coloana de mașini undeva în zona lacurilor. Da. Deci foarte, foarte greu este traficul și este justificat, pentru că prin zonă preluăm și zona de Băicoi și zona de Valea Telajenului. Și dacă tot am ajuns la capitolul acesta, să știți că comuna vecină, Blejoi, are aceeași problemă, în sensul în care s-au făcut cele două benzi, să spunem, în zona giratorului suspendat, însă în bucata asta de la giratorul suspendat până în zona giratorului de la Rompetrol se îngustează pe singură bandă și atunci când, nu mai zic, când se pune bariera de la Blejoi, totul este blocat, ca să nu spunem că în aproape în fiecare zi, mai ales după ce traficul greu a fost dat de pe DN1 pe DN1A din cauza celor lucrări de la Zuga, coloana de tiruri este uriașă aproape indiferent de oră. Consiliul Județean nu se poate asocia, de exemplu, cu primăria Blejoi, astfel încât măcar acolo unde se poate, pentru că e simplu, stânga-dreapta ai câmp, să se lărgească la două benzi, astfel încât să nu se mai formeze acele blocaje. Poate fi un astfel de demers și în zona respectivă? Am avut discuții pentru exact porțiunea aceasta. Discuția se va face în două etape. În primul rând, va trebui să rezolvăm sectorul de la sensul giratoriu suspendat până la sensul giratoriu de la Rompetrol. Da. Partea aceasta este, să zicem, și cea mai simplă de rezolvat. Într-adevăr, acolo trebuie implicat CNAIR, pentru clar, că este în administrarea lor respectiva bucată de drum. Dar am discutat, am deschis discuțiile pentru lărgirea aceasta la două benzi. Mi se pare chiar normală. Da, și nu trebuie un efort respectiv atât de mare. Exact. Nu cred că sunt magistrale în, nu știu, o porțiune de 10 metri stânga-dreapta axului actual. Iar partea a doua va fi mult mai complicat, este ieșirea, să spunem, dinspre Rompetrol, undeva spre Lipănești sau da, acolo este și un mai pod, complicat. e mai complicat. Exact. Da, măcar zona asta să fie acolo unde se poate să se și fac. O întrebare din partea unui alt cititor. Când se asfaltează parcările Spitalului Județean? Aici este Ploiești, nu vreo balastieră la marginea drumului. Perfectă dreptate. Da. Dacă mi-aduc bine aminte, exact în prima lună sau la începutul perioadei anul trecut, când am venit în Consiliul Județean,
prima discuție a mea cu primarul Ploieștiului a fost pe zona de parcări ale Spitalului Județean. Acolo este o, să zicem, este o situație mai complicată. Parcarea din stânga Spitalului Județean, deci cum ne uităm spre Spitalul Județean, este în administrarea primăriei Ploiești. Și pe zona respectivă există un proiect de investiție european, terminalul multinodal, la care, din câte știu, am avut la începutul lui septembrie ultima fază de depunere a ofertelor. Deci el intră și acolo. Din acest motiv nu se poate face mare lucru la acest moment, pentru că asfaltarea zonei respective înseamnă că investești bani acum urmând ea. Eu am avut la acel moment o discuție în care, la momentul respectiv în iarna trecută, am adus, să spunem, cât de cât la o stare acceptabilă cu pietriș parcarea respectivă. Deci eu mă aștept ca anul viitor zona respectivă să înceapă să avem lucrări pe terminalul multinodal, inclusiv parcări, pentru că el prevede și parcări acolo. Zona din dreapta acum este folosită de personalul Spitalului Județean. La fel și în zona aceea, ea este acum dată în administrarea Consiliului Județean. Avem în plan să facem și acolo o parcare, poate chiar supraetajată. Vom vedea exact. La momentul acesta ea este destul de, să zicem, bună ca și infrastructură. Nu este asfaltată, dar oricum este în regulă. Bun, trecem la o altă temă. Este vorba de criza gunoiului. Astăzi a avut loc o nouă tentativă eșuată, din păcate, de reziliere a contractului cu operatorul de salubritate de către ADI Deșeuri. Interesant este, colega mea Roxana Tănase l-a sunat pe domnul Ganea și acesta, șeful de la ADI Deșeuri, i-a transmis că acea ședință nu s-a putut ține pentru că mai mulți primari nu au putut prezenta o împuternicire din partea Consiliului Local pentru a face acel demers. Și aici vă întreb, oare nu îi putem acuza pe acei primari de duplicitate? Una spun, vai, uite, cei de la firma respectivă nu ridică gunoiul așa cum ar trebui, oamenii stau cu tomberoanele la poartă 2 săptămâni, dar când vine vorba să acționeze, se dau loviți, în termen românesc. Bun, discuția este la fel, destul de complicată, exact cum spunea și noastră, pentru că de o parte, atât cetățenii și pe bună dreptate locuitorii din Prahova spun nu avem servicii de calitate și este perfect justificat, o știm și am tot încercat să ajungem, cum să zic, într-un moment în care să, cel puțin să punem pe hârtie sau chiar și în realitate, să punem un plan să devenim și noi un județ cu o colectare selectivă, exact cum ar trebui, un județ normal. Să putem ajunge acolo, avem nevoie de mai mulți pași, să facem mai mulți pași. Unul dintre pași este ca fiecare primar care... ADI este compus din majoritatea primarilor pe sectoarele respective, ar trebui să-și ia din partea Consiliului Local o împuternicire pentru un vot. Ei bine, am tot discutat cu diversi primari din județ și aici lucrurile încep să se complice. De ce? Pentru că sunt primari care spun, în localitatea mea eu sunt cât de cât mulțumit. Sunt primari care spun, la mine nu și-au făcut treaba actualii prestatori de servicii. Și de aici intervin, cum să zic, e greu să adun, nu știu, greu să adun 70 de primari, nu? Să iau o singură decizie. Reziliem sau nu reziliem contractul? Din păcate, așa este, dar din acest motiv ADI funcționează după un regulament.
Și regulamentul spune foarte clar, la prima convocare majoritatea trebuie să fie din toți primarii, la a doua din majoritatea este din cei prezenți. Din păcate, dacă ei nu au mandat, nici nu se prezintă. Și atunci aici este, o să ajungem în situația în care ADI să ia o decizie cu 3-4 primari pentru 70, ceea ce nu mi se pare a fi un lucru în regulă. Însă, domnule apostol, e și vorba aceea, boală lungă, moarte sigură, din păcate. Prahova se confruntă cu o altă problemă și mă refer aici la rampele ecologice. Înțeleg că pe măsură ce cantitățile de deșeuri colectate de la populație au crescut foarte mult de la un an la altul, capacitatea rampelor actuale de a face față solicitărilor este din ce în ce mai redusă, motiv pentru care, deși trebuia închisă rampa de la Bălin de Munte administrată de Consiliul Județean, nu se va întâmpla acest lucru, chiar dacă acolo și-am discutat în trecut despre acest subiect, acolo putem vorbi de o bombă ecologică. Administrația actuală a județului nu poate face niciun demers astfel încât, nu știu, peste 2 ani, 3 ani să nu ne trezim, nu știu, într-o situație din asta imposibilă, adică un operator care să strângă, un operator bun care să colecteze la timp gunoiul de la populație, dar care să n-aibă unde să-l ducă și să fim nevoiți, nu știu, să transportăm deșeurile la Glina sau în altă parte, nu în Prahova, lângă Ploiești, de exemplu. Da, din păcate și aici aveți dreptate. Știm foarte bine și am tot discutat pe tema acelei zone de lângă Veleni, unde într-adevăr trebuia să fie închisă și oarecum am prelungit termenul de valabilitate al autorizării și cât și, să spunem, din calcul, din măsurătorile topologice, a reieșit că mai se poate aduce și acolo o anumită cantitate. Da, avem o problemă cu gunoiul în Prahova, mai ales cu depozitarea. Și lucrul acesta vine din trecut. De ce? Pentru că pe lângă acea zonă mai avem încă două zone cu probleme. Băicoi și Bănești, unde nici la această oră nu avem o închidere totală a celor zone ecologică și la nivelul anilor 2021. Am tot încercat de când am venit să discut inclusiv cu primarii din respectivele localități, să găsim o soluție. Toată lumea spune același lucru. E mai bine să nu închidem cum trebuie. Încercăm în continuare să facem demersurile pentru a închide acest lucru, iar pe partea cealaltă, tocmai pentru a găsi soluții, încercăm să vedem dacă va mai fi posibil să deschidem o altă zonă, să zicem, de depozitare. Dar, și aici este un dar spus din inimă, nu cred că aceasta este soluția, să spunem, cea mai bună. Soluția cea mai bună este să începem să colectăm selectiv. Acolo trebuie să mergem și trebuie să facem toate eforturile să ajungem acolo, inclusiv, și aici am punctul meu de vedere spus și probabil va fi pus în caietul de sarcini dacă vom ajunge la o nouă licitație, să fie plata pe kilogram. Deci acolo trebuie să ajungem, știu, este foarte dureros la un moment dat, dar acolo trebuie să ajungem. De ce? Pentru că în felul acesta reducem semnificativ spațiul de stocare. De acord cu dumneavoastră, însă o astfel de măsură trebuie luată la pachet cu altele, astfel încât lumea să nu scoată, să nu bage în tomberon un singur, nu știu, un deșeu de 5 kg și restul să-l îngroape, să-l arunce pe albia râului sau să-i dea foc în curte. Să știți că, din păcate, românul e inventiv când vine vorba de astfel de soluții. Poate ar trebui să luați în calcul inclusiv o bonificație a celor care, acordată celor care colectează selectiv, adică menajerul să fie gratuit dacă tu scoți în zilele XY cele reciclabile la poartă. Mă rog, este o altă temă. Între timp, domnul State întreabă ce se aude la detrecerile la nivel cu calea ferată de la Drăgănești, unde semnalizarea este nefuncțională de ani de zile. Drumurile sunt la Consiliul Județean.
Drumurile, da, din păcate barierele sunt la CFR. La CFR, am înțeles. S-a discutat și la CFR infrastructură. Există un program de finanțare pentru magistrala Ploiești-Buzău și ei au spus că vor aduce la standarde și barierele respective. Pe final aș vrea să abordăm o ultimă temă. Vorbim aici de criza din sistemul sanitar. Din păcate suntem în plin val al patrulea al pandemiei, iar spitalele din Prahova, să spunem așa, funcționează în zona de avarie. Cele de care răspunde Consiliul Județean, mă refer aici la Spitalul Județean respectiv, mai puțin la maternitatea din Ploiești, acolo situația este ceva mai bună, în special însă Spitalul Județean de Urgență din Ploiești se confruntă cu grave probleme în administrarea acestei crize din cauza numărului mare de bolnavi în stare gravă care se prezintă, din păcate, pentru ei mult prea târziu la medic. Ce poate face Consiliul Județean? Pentru că am auzit tot felul de informații contradictorii, de genul condițiile nu sunt tocmai ok, medicamentele asigurate de Ministerul Sănătății nu sunt suficiente și așa mai departe. În ce măsură Consiliul Județean poate ajuta, mai ales resursa umană a spitalelor, să facă față acestei crize fără precedent? Da, chiar spuneam mai devreme, Spitalul Județean a fost o prioritate pentru noi, pentru echipa de la Consiliul Județean, echipa de conducere, încă din momentul în care am ajuns în instituție. Și este în continuare o prioritate, nu ne vom juca cu sănătatea oamenilor. Am încercat să nu existe nicio problemă în asigurarea resurselor financiare pentru Spitalul Județean. Chiar în ședința de pe 29 septembrie am mai alocat încă 4 milioane de lei pentru echipamente și pentru mărirea gradului de paturi pentru COVID. Din păcate, trebuie să înțelegem și majoritatea din locuitori trebuie să înțeleagă că soluția nu este să tratezi, ci să previi. Și atunci mergem către zona de vaccinare. Inclusiv Consiliul Județean a avut o campanie pro-vaccinare. Eu însumi am dat exemplu meu personal și sfătuiesc pe toată lumea să meargă în acea zonă. Într-adevăr, încercăm să spunem să nu avem probleme, dar știm foarte bine că există. Și există, așa cum spuneam, nu numai acum nu mai este o problemă financiară. Nu mai este o problemă de atât de mare de echipamente cum era anul trecut în luna noiembrie. Avem o problemă cu resursa umană. Și într-adevăr aici am tot încercat ceea ce ține de Consiliul Județean, inclusiv să stimulăm medicii să vină către Spitalul Județean. Sunt și președintele unei comisii pentru alocarea de locuințe. Locuințe de serviciu pentru medic. Medici. Și am făcut o prioritate din a acorda medicilor din Spitalul Județean aceste și din maternitatea obstetrică ginecologie din Ploiești aceste locuințe. Încercăm să facem tot ceea ce este posibil să îmbunătățim și să aducem cât mai mulți medici. Din păcate, resursa umană este limitată pentru că în zona de ATI nu intră orice medic, nu intră orice asistent, orice personal. Iar la acest moment valul 4 ne aduce și mult mai multe cazuri medii, să spunem. Și atunci oarecum suntem prinși destul de rău cu foarte puține locuri. Încercăm să creăm mai multe și doctorul director Nica face eforturi considerabile să mărească această capacitate în Spitalul Județean. Dar este până la un punct, până la un punct în care nu mai avem personal. Spuneați dumneavoastră că ați oferit inclusiv pe pagina personală de Facebook exemplu personal în a vă vaccina. V-ați vaccinat inclusiv cu doza 3, am înțeles. Care au fost reacțiile? Pentru că acest subiect, din păcate, stârnește
E clar, s-au împărțit două tabere, da, opinia publică, și cei majoritari sunt cei antivaccin. Care au fost reacțiile la dumneavoastră? Bun. Exemplul meu personal a fost legat de exemplu, și pentru că a început școala, exemplu băiatului meu de 13 ani, care a ales să se vaccineze. Deci nu l-ați obligat dumneavoastră, pur și simplu alegere, a fost alegerea lui. Da, el vrea foarte mult să meargă fizic la școală și se pare că până acum a putut să meargă, dar din ce în ce mai multe clase, chiar iar am avut o ședință în care colegiul, cred că Cuza și Caragiale au fost închise, da, au fost închise în pe lângă Mihai Viteazul, da, care oricum era. Din acest motiv eu am sfătuit și mi-am dat și exemplu personal să ne vaccinăm, și mai ales pentru că acest val 4 a lovit foarte tare și zona de copii. Cât la sută dintre comentariile pe care le-ați primit au fost negative, la modul ești inconștient, îți omor propriul copil și așa mai departe, din oculta mondială, tot acum, nu mai am răbdare să... N-aș vrea să zic un procent, dar semnificativ. Am înțeles. Da, bun. Punem punct aici emisiunii. Vă doresc succes și sănătate, că în momentele astea e mai bună decât toate. Cu dumneavoastră mă revăd săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, mâine va avea loc finala Miss Generația lui John. Din motivele pe care le intuiți, aceasta va fi în format online, pentru că mai presus de toate trebuie să rămână sănătatea tuturor. Așadar, noi ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!